滋滋滋。<music> <music> Încercăm de câteva săptămâni să ne uităm la fraza cea mai concisă din Sfânta Scriptură, o frază care adună la oaltă tot ADN-ul credinței creștine. 29 de cuvinte perfect alese, înlănțuite într-un mod desăvârșit, într-o formă gramaticală care comunică niște adevăruri colosale pentru condiția umană. Am ajuns la tulburătoare expresie să nu piară. Această expresie din Ioan 3 16 ne conduce către una dintre realitățile cele mai sumbre ale credinței creștine, iadul. Termenul grecesc, a pierii să nu piară semnifică un act de distrugere definitivă, irecuperabilă. Adică obiectul expus pieririi nu-și mai poate îndeplini menirea. Când Sfânta Scriptură folosește această expresie, să nu piară, este foarte clară în ce privește înțelesul ei. Actul este o distrugere irecuperabilă. Vă duceți aminte de mica noastră lecție de gramatică greacă? Timpul aurist al verbului? Ei bine, timpul aurist, această formă, acest timp al verbului, vorbește despre... O acțiune care are loc o singură dată în istorie, o acțiune care nu se va mai repeta niciodată. Ei bine expresia să nu piară se află, se află la timpul aorist. Adică un, even, un eveniment care va avea loc o singură dată în istorie și nu se va mai repeta niciodată. Să citezi sau să vorbești din texte precum acestea sau altele asemănătoare acestuia, cum vom cita astăzi câteva dintre ele, este aproape sinucidere profesională. Sunt atât de deplasat astăzi, atât de incorrect politic, să vorbești despre ea, despre pedeapsa veșnică, încât îți este aproape și frică să abordezi, să-l abordezi această expresie, acest concept. Oamenii tind să reacționeze împotriva iadului, pornind de la ofensa emoțională ce o simt vis-a-vis -vis de el, de iad. Totuși, când vorbim despre iad sau dorim să vorbim despre iad, despre pedeapsa veșnică, sentimentele personale trebuie puse deoparte și ceea ce trebuie să studiem noi este corectitudinea morală a conceptului numit iad. Da, este un, un termen tulburător. Sentimentele noastre pot fi ofensate, dar nu contează sentimentele noastre. Întrebarea principală este, este existența iadului corectă sau nu? Nu dacă îmi place mie să existe sau să nu existe. Corectitudinea morală a iadului este lucru cel mai important de stabilit. Nu ce simt eu vis-a-vis -vis de iad, sau cât de mult îmi place sau nu îmi place. Cui face plăcere să se gândească la o pedeapsă veșnică? Nimănui. Și tocmai pentru că aproape nimănui nu-i place să vorbească despre un astfel de subiect. Mi s-a părut interesant faptul că un istoric de la Universitatea din Chicago, Martin Marty, a cercetat scrierile academice din ultima sută de ani și nu a găsit nici o lucrare cu privire la Iad. Uimit, spune următoarele cuvinte, citez. Iadul a dispărut și nimeni n-a băgat de seamă. Totuși, Biblia nu se dă înapoi de la a descrie realitatea iadului. Paradoxal, Isus Hristos a vorbit despre iad mai mult decât tot Vechiul Testament și decât toți apostolii în fond, în Vechiul Testament, iadul nici măcar nu este pomenit. Ni se pomenește despre o locuință a morților. Conceptul de iad era foarte neclar în gândirea ebraică. Nu era bine punctat. Se vorbea despre pedeapsă, despre nimicire, dar nu despre iad așa cum îl prezintă Iisus Hristos. Și mi se pare paradoxal tocmai acest fapt. În mintea celor, în mentalitatea actuală, contemporană, Isus Hristos este cel care a vorbit despre iubire. Și așa și este. Dar Isus Hristos a vorbit despre iad mai mult decât toți apostolii. 13% din învățătura lui se referă la judecata finală și la iad. Două treimi din cele 32 de pilde ale sale vorbesc, au de-a face cu judecata și pedeapsa finală. Isus a fost cel care a descris iadul, ne-a dat cele mai multe informații cu privire la existența acestui loc nefericit, numit iadul. Nu mai departe decât versetele următoare, capitolului 3, versetul 16 din Ioan, vorbesc despre judecata finală a pedepsei pentru cei ce nu vor crede în Isus. De aceea subiectul este foarte tulburător și deloc la modă să-l abordezi și să vorbești despre ceva înspăimântător, cum se percepe iadul. Și tocmai din această incapacitate de a concilia pedepsa eternă și dragostea lui Dumnezeu, unii teologi au găsit rezolvarea propunând ideea anihilaționismului. Și ca să încerce cumva să împace aceste două concepte tulburătoare, pedeapsa eternă și dragostea lui Dumnezeu, au pus bazele anihilaționismului. Anihilaționismul spune următorul lucru. Păcătoșii, adică cei care refuză să creadă în Isus, vor suferi pedeapsa lui Dumnezeu o vreme, apoi vor fi anihilați ca să nu mai sufere. Vor intra în inexistență, vor fi anihilați să nu lipsă de existență, ca să nu mai sufere o veșnicie. Astfel, anihilaționiștii susțin că pedeapsa va fi conștientă, dar nu eternă, pentru că Dumnezeu nu are cum să pedepsească pe cineva veșnic. Însă, poziția lor are două fisuri majore. Prima fisură este o fisură hermeneutică, adică de interpretare a unor termeni biblici, cum ar fi pierzare, nimicire, pieire. Acești termeni sunt interpretați ca însemnând lipsă de existență sau reduși la nonexistență. Ei bine, răspunsul este destul de simplu. Pasajele care vorbesc despre nimicire, despre pierzare, pieire, nu implică obligatoriu anihilarea, lipsa existenței, reducerea la nonexistență. Nu implică așa ceva aceste cuvinte. Nu, nu neapărat implică așa ceva. Și conform unui principiu hermeneutic foarte important, de care ar fi bine să ținem seama ori de câte ori ne lovim de niște neclarități, acest principiu hermeneutic spune următorul lucru. Textele neclare trebuie interpretate în lumina celor clare. Și atunci, dacă e niște termeni biblici, cum ar fi pieire, nimicire, pierzare, și vii să spui, aceștia înseamnă non-existență, deci, anihilaționismul este valabil, este bine să lași aceșt, aceste texte oarecum neclare în ce privește înțelesul termenilor și să te uiți la textele foarte clare, care vorbesc despre iad în termeni foarte clar și categorici. Textele neclare se interpretează întotdeauna în lumina celor clare. Aceasta este o primă fisură, o fisură hermeneutică care slăbește foarte mult conceptul de anihilaționism. Dar mai există și o fisură logică în poziția aceasta anihilaționistă. Fisura logică este următoarea. Gândiți-vă, dacă iubirea lui Dumnezeu pentru om nu este compatibilă cu pedeapsa eternă și conștientă, atunci, de ce s-ar împăca o pedeapsă temporară cu dragostea lui Dumnezeu? Adică dacă dragostea lui Dumnezeu nu permite pedeapsa eternă, de ce ar permite pedeapsa temporară? Aceeași dragoste ar fi subminată și de o pedeapsă temporară. Așa cum Dumnezeul iubitor poate pedepsi temporar, nu văd de ce n-ar putea pedepsi și veșnic. Sau fisura logică merge mai departe. Și anume, dacă timpul limitat de pedeapsă propus, propus de anihilaționiști reușește să plătească pentru toate păcatele necredinciosului, dacă timpul acela redus de pedeapsă acoperă, plătește pentru păcatele necredinciosului, atunci logic ar fi ca acesta să nu fie anihilat după aceea ce a dus în rai. Pentru că a plătit pentru păcatele lui, nu? Observați, Un astfel de, o astfel de expresie produce multă tulburare și oamenii se luptă din greu să împace cele două lucruri. Cum poate fi Dumnezeu iubitor și în același timp să permită existența iadului? Ei bine, această expresie să nu piară, în spatele ei stau două doctrine importante ale credinței creștine. Doctrina despre iad și doctrina judecății de apoi. Și la, aceasta, la acestea două aș vrea să ne uităm în minutele care urmează. Să le lămurim în mintea noastră. Iadul. Doctrina despre iad. Undeva în noi, undeva în noi, știm fiecare că nedreptatea trebuie pedepsită. Această frământare că există în orice ființă umană. În filmul True Grit, întreaga poveste a filmului este despre o fetiță ajunsă tânără, la vârsta tinereții, care caută dreptatea, vrea să-l prindă pe cel care i-a omorât tatăl. Și în începutul filmului, Meditația ei, povestea ei, ne lasă cu un adevăr foarte important. Haideți să ne uităm. Did not give it credence that a young girl could leave home and go off in the wintertime to avenge her father's blood, but it did happen. I was just fourteen years of age when a coward by the name of Tom Cheney shot my father down and robbed him of his life and his horse and two California gold pieces that he carried in his trouser band. Cheney was a hired man, and Papa had taken him up to Fort Smith to help lead back a string of Mustang ponies he had bought. In town Chaney had fallen to drink and cards and lost all his money. He got it into his head he was being cheated and went back to the boarding house for his Henry rifle. When Papa tried to intervene, Chaney shot him. Chaney fled. He could have walked his horse, for not a soul in that city could be bothered to give chase. No doubt Cheney fancied himself Scot free. But he was wrong. You must pay for everything in this world one way and another. There is nothing free except the grace of God. Kutotsishtim. <inaudible> <inaudible> ca nedreptatea să fie cândva cumva îndreptată. Și cu toții știm că nimic nu este gratis în lumea aceasta. Că alegerile noastre au consecințe. Singurul lucru perfect gratuit este harul lui Dumnezeu. Iadul încearcă să ne spună câte ceva despre modul cum se vor îndrepta lucrurile. Cum trebuie înțeleasă atunci această realitate a credinței creștine, iadul? Ea trebuie înțeleasă în felul următor. Conform scripturii, definiția iadului este următoarea. Iadul este locul de pedeapsă eternă și conștientă pentru cei care nu s-au împăcat cu Dumnezeu. Și este important să subliniem aceste cuvinte Este locul de pedeapsă eternă și conștientă Locul de pedeapsă eternă, adică o stare fără sfârșit Iisus Hristos a spus cu gura lui în Matei 25, versul 41 duceți vă de la mine blestemaților în focul cel veșnic Lucrurile sunt clare, termenii sunt clari În focul etern care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui Iadul este locul de pedeapsă eternă, dar și conștientă. Nu este o anihilare, este conștientă. Ascultați-l pe Isus vorbind în Apocalipsa 14, de la 9 la 11. Și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Și nici ziua, nici noaptea n odihnă cei ce se închină fiarei și icoanei ei. Nici ziua, nici noaptea n-au odihnă presupune o stare conștientă ca să nu ai o dihnă. Scriptura afirmă foarte limpede că cei nemântuiți, cei care nu s-au împăcat cu Dumnezeu în timpul acestei vieți, vor continua să existe pentru totdeauna, într-un loc sau altul pentru cei mântuiți. Așa că iadul este o sânda finală care spune că ai refuzat sistematic soluția lui Dumnezeu la păcatele tale. Sau, într-un mod profund, gânditorul creștin Chesterton spunea, iadul este marele compliment al lui Dumnezeu făcut libertății umane și demnității alegerii sale. Și o astfel de afirmație îmi dă fiori, pentru că, încă o dată, îmi dau seama ce fel de ființe ne-a făcut Dumnezeu, de ce calitate, după chipul și asemănarea lui. Și fiind după chipul și asemănarea lui, avem în mâinile noastre libertatea de alegere. O libertate care ne poate face sau desface. Iadul este marele compliment al lui Dumnezeu făcut libertății umane demnității alegerii sale. Aceasta este, în esență, doctrina despre Iad. Dar nu putem trece la doctrina judecății de apoi până când nu răspundem unor dileme existențiale, pentru că lucrurile rămân foarte tulburate în noi. Stai puțin, atât și chiar așa să fie? Nu există alte variante? Este prea tulburător, prea tulburătoare o astfel de doctrină. Haideți să răspundem la, să încercăm să răspundem la câteva dileme existențiale legate de iad și de dragostea lui Dumnezeu. Să răspundem la aceste dileme pentru că inima nu poate primi ceea ce mintea nu înțelege. O primă dilemă este următoarea. Cum poate un Dumnezeu iubitor să tortureze omul în iad doar pentru că nu l-a ascultat? Cum poate? Ei bine, răspunsul este următorul. Iadul n-a făcut parte din planul original al lui Dumnezeu. Iadul este planul B al lui Dumnezeu. Iadul a fost creat pentru diavol și îngerii lui, ni se spune în Matei 25 cu 41. Pentru aceștia a fost creat iadul. Dumnezeu nu găsește plăcere în a pedepsi. O spune în atâtea rânduri în scriptură. Ascultați doar o afirmație directă și puternică a lui Dumnezeu din Ezechiel 33.11, în care Dumnezeu se jură și zice, pe viața mea, zice Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Aceasta este dorința lui Dumnezeu. Iadul este planul B al lui Dumnezeu. A fost gândit pentru diavol și îngerii lui. Dumnezeu este ființa cea mai generoasă din Univers. El a creat omul ca să aibă o relație de dragoste cu el. Dar, asta a fost intenția lui Dumnezeu. Dar, dacă omul refuză să trăiască pentru scopul pentru care a fost creat, atunci Dumnezeu nu... Are încotro. Nu va avea absolut nicio altă opțiune decât să-i dea omului ceea ce cere, adică separarea de el. Refuzul de a trăi pentru scopul pentru care ai fost creat, Dumnezeu nu poate decât să-ți spună, atunci, fie cum vrei tu, refuz să trăiești într-o relație de iubire cu mine, atunci mă separ de tine. Iadul este separarea de Dumnezeu. Apoi premiza că iadul este o cameră de tortură este greșită. Iadul nu este o cameră de tortură. Este pedeapsă, dar nu este violență, nu este tortură. Dar atunci ați putea întreba, dar cum rămâne cu flăcările iadului, cu viermele care nu doarme, cu plânsul și scrâșnirea dinților menționate în Marcu și în Matei? Lucrurile rămân în felul următor. Flăcările sunt o vorbire figurativă. Scriptura este plină de vorbire figurativă. De exemplu, ne se spune că Iisus când va reveni, va reveni cu o sabie lungă ieșind din gura lui. Este evident o vorbire metaforică care ne spune că el va veni și cu cuvântul lui va judeca, pentru că sabia este de multe ori în Scriptură o metaforă, o reprezentare a cuvântului lui Dumnezeu. E bine, și flăcările, metafora flăcărilor, este un mod figurat de a transmite arderea despărțirii de el. Iadul nu este un loc unde oamenii sunt arși la foc. Este o vorbire figurativă. Sugerează arderea despărțirii de el. Viermele care nu doarme, este o altă metaforă, o altă vorbire figurativă, pe care o putem înțelege foarte ușor. Știm cu toții că la templu sau templu avea un sistem de canalizare prin care sângele animalelor jerfite și grăsimea arsă în urma jertfelor se scurgea printr-un sistem de canalizare în spatele dealului templului, într-o vale numită Gena și în locul unde se strângeau, se adunau toate aceste scursuri, viermii erau la ei acasă. Era un loc grețos. Iadul este un loc dezgustător. Aceasta este ideea din spatele metaforei. Nu vor fi viermi care ne vor mânca în iad. Iadul este ceva de altă natură. Prin metafora viermilor care nu dorm, vrea să ne spună că este iadul este un loc grețos, respingător, un loc dez, dezgustător, pe care nu ți l dorești din preajmă. Dar plânsul și scrâșnirea dinților se referă la o manifestare a furiei neputincioase. A furiei neputincioase ce apare atunci când îți dai seama că ai făcut o greșeală enormă și nu mai ai cum să o îndrepți. Când ai făcut ceva și nu mai ai soluție, începi să scrâșnești din dinți. Îți dai seama că nu mai ai nimic de făcut, că nu mai poți întoarce lucrurile. Și iadul este locul unde nu mai poți întoarce lucrurile. Deci, flăcările, viermele, plânsul și scrâșnirea dinților sunt metafore, sunt figuri de stil. Dar, deși sunt figuri de stil, să nu uităm ele descriu o realitate. Și anume, care este această realitate? Realitatea este următoarea. Iadul este un loc dureros, dezgustător și chinuitor din punct de vedere emoțional. Este un loc de nedorit. O altă dilemă cu care ne putem confrunta. De ce este omul pedepsit veșnic pentru niște păcate finite? Nu-i prea mult? Adică păcătuiești în 70-80 de ani și pe urmă ești pedepsit o veșnicie? Cum se poate una ca asta? Răspunsul ar putea fi următorul. Pedeapsa meritată nu este direct proporțională cu timpul de care am nevoie să comit o faptărea, ci este direct proporțională cu gravitatea ei pedeapsa este direct proporțională cu gravitatea faptei mele, nu cu timpul necesar comiterii faptei. De exemplu, o crimă îți poate lua câteva secunde. Stricarea numelui cuiva prin calomnie îți ia mult mai mult, dar pedeapsa legală este doar o amendă. Înțelegeți? Să spui că pedeapsa eternă este disproporționată pentru niște păcate limitate în timp, presupune că tu cunoști în mod de plin dimensiunile răului făcut de tine. Și nu e așa. Păcatul comis împotriva Creatorului este îngrozitor într-o măsură mult mai mare decât îți poți imagina. Nu tu care comiți fapta stabilești ce pedeapsă trebuie să ai, ci cel rănit stabilește pedeapsa ce o meriți. Așa este și în viața de zi cu zi. Cel victima, victima stabilește cât de tare l-a durut ceea ce tu i-ai făcut. De aceea, pedeapsa meritată nu noi o stabilim, și cel ce este victima. Tocmai de aceea, nu putem noi să-i sugerăm lui Dumnezeu cât și care ar trebui să fie pedepsele. Nu putem noi să-l tragem la răspundere, stai puțin, este prea mult. El știe în ce măsură este rănit de păcatele noastre. O a treia dilemă. De ce nu-i obligă Dumnezeu pe toți oamenii să meargă în rai? Ar fi așa de simplu și el poate că este suveran. El poate, dar nu o face. De ce? Pentru că ar fi imoral din partea lui. Dacă tratezi omul ca pe un instrument în atingerea unui scop, îl dezumanizezi. El nu mai este om, nu mai este ființa creată. Dumnezeu nu îl obligă pe om să meargă în rai pentru că l-ar dezumaniza. Ar fi un act imoral din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu poate obliga omul, făcut după chipul și asemănarea sa, să aleagă împotriva voinței proprii. L-ar trata ca pe un instrument. Și Dumnezeu nu este imoral. Îi acordă omului o valoare intrinsecă. Să-l oblige să meargă în rai ar fi un act de agresiune divină. De aceea, când Dumnezeu le permite oamenilor să-i spună nu, el, de fapt, le oferă respect și le onorează voința. O a patra dilemă. De ce nu anihilează omul pur și simplu? De ce nu reduce la non-existență după moarte? Pentru că din punct de vedere moral, separarea veșnică este superioară anihilării. Cum s-ar putea justifica Dumnezeu, din punct de vedere moral, anihilând omul? Din nou, l-ar trata ca pe niște Mijloace pentru atingerea unui scop. Iadul recunoaște că omul are valoare intrinsecă. Deși lui Dumnezeu nu-i place iadul, el pregătește acel loc pentru toți aceia care nu-și doresc prezența lui. A cincea dilemă. De ce a creat Dumnezeu omul când știa că există posibilitatea de a nu-l asculta și astfel oamenii să meargă în rai? De ce l-a mai creat pe om? Nu ar fi mai bine să nu existi decât să existi și să te chinui o veșnicie? Întrebarea este, din punct de vedere existențial, extrem de profundă. Nu am un răspuns complet, dar am o întrebare. Ce te face să crezi că inexistența este superioară existenței. Adică, ce știm noi despre inexistență? Dar dacă este mai rău să nu existi decât să existi. Noi nu știm nimic despre inexistență, doar ființa suverană din univers știe. Cel infinit s-ar putea să fie mult mai grav să nu existi decât să existi. Să nu folosim gândirea omenească într-o lume divină. De ce a ales Dumnezeu să creeze omul, cu siguranță i-a vrut binele și i-a făcut un bine, creându-l și ne l inexistent a șasea dilemă. De ce nu dă Dumnezeu omului o a doua șansă după ce a murit? Nu ar fi mai bine? Adică dacă oamenii ar gusta iadul un timp, nu ar fi această o motivație puternică să schimbe alegerea și să meargă în rai. Nu, Interpretarea aceasta sau întrebarea aceasta pleacă de la premizia că Dumnezeu nu a făcut tot ceea ce îi stătea în putință înainte ca omul să moară. Este ca și cum ai spune că în timpul vieții pe pământ Dumnezeu n-a făcut destul. El a făcut tot ce se putea face în perioada aceea de viață. Dacă Dumnezeu ar da o a doua șansă după moarte... Atunci, viața dinaintea morții ar fi irelevantă. De ce să o mai trăiești dacă omul are nevoie de iad ca să se întoarcă la Dumnezeu? De ce să mai trăiești 70-80 de ani când ai nevoie de iad ca să te decizi? Și în al treilea rând, o decizie luată din iad ar fi una forțată, nu una cu adevărat liberă. Aici pe pământ Dumnezeu păstrează un echilibru delicat între revelarea sa și ascunderea sa. Tocmai pentru ca omul să poată să decidă liber, neforțat. Pentru că iubire cu forța nu este iubire. Și mai ar fi un răspuns aici din experiența noastră umană, știm că cu cât trăiește un om mai îndelungat, separat de Dumnezeu, cu atât îi scade capacitatea de a-și exersa alegerea liberă, de a se încrede în el. Uitați-vă la botezurile noastre. Cei mai mulți oameni care se botează sunt tinerii. Rar, foarte rar vezi oameni în vârstă care mai fac acest pas curajos, major al vieților. Pentru că cu cât stai mai mult separat de Dumnezeu, capacitatea ta de a-i răspunde se pietrifică și dispare. A șaptea dilemă și ultima. Prezența eternă în Univers, a celor pedepsiți, nu va păta gloria lui Dumnezeu? Și nu va provoca tristețe celor mântuiți, văzându-i pe cei dragi acolo, chinuindu-se? Cum poate Dumnezeu să trăiască în toată gloria lui, când undeva în Univers este un loc izolat, numit Iad, oamenii fiind plini de durere acolo? Nu pătează gloria lui Dumnezeu? Răspunsul este din potrivă. Răul s-a nepedepsit, știrbește gloria lui Dumnezeu. Dumnezeu s-ar descalifica pe sine nepedepsind răul, neîndreptând lucrurile. Atunci când Dumnezeu pedepsește răul și îl izolează ca să nu mai facă alte victime, este tocmai dovadă a dreptății, a puterii și a sfințeniei lui. Iadul este o necesitate ontologică, existențială. Pentru că altfel Dumnezeu și-ar știrbi propria glorie. Ar putea fi arăta cu degetul. Păi n-ai făcut nimic. Iadul mărește gloria lui Dumnezeu. Nu o împuținează. Dar noi, ceilalți care vom fi acolo și vom vedea pe cei dragi, chinuindu-se undeva într-un loc izolat numit Iad, nu vom fi plini de tristețe? Prin credință spun că nu vom fi. Pentru că gândiți-vă, capacitatea omului de a se bucura este ceva. Hai să pun așa. Capacitatea omului de a se bucura de ceva Chiar pe fundalul unui eșec vine odată cu maturitatea. Gândiți-vă la copiii care primesc cadouri. Cu cât sunt mai mici, copiii nu se pot bucura de cadouri din pricina comparației. Când vede cadoul altuia și cadoul lui, deja își dorește cadoul celuilalt. Dar pe măsură ce cresc, nu e așa că reușești mai ușor să te bucuri de ceea ce primești, indiferent de ce primește celălalt? Pentru că capacitatea de a ne bucura crește odată cu maturitatea. Ei bine, ce va fi acolo vom vedea. Dar sufletul uman este suficient de mare pentru a putea fi însuflețit de un sentiment netulburat de bucurie, resimțind în același timp și tristețe pentru alții. Undeva aici ar trebui să fie răspunsul. Pentru că ne se spune că acolo, în prezența lui Dumnezeu, va fi un alt, un alt gen de viață. Pe care o vom descrie în întâlnirea următoare. Și atunci, în concluzie, cum poate un Dumnezeu iubitor să trimite păcătoși în iad? Ascultați-mă cu atenție. Nu îi trimite. Ei se oferă voluntari. Tot. Toți cei ce ajung în iad aleg să fie acolo. Nu Dumnezeu îi trimite, ci ei se cer să meargă acolo prin raportarea lor la Dumnezeu în această viață. Nu-i dorința lui Dumnezeu, nu el îi trimite, ci ei se trimit singuri. Până la urmă, răspunsul pentru cei care resping ideea iadului este tot o întrebare. Ce i cereți lui Dumnezeu să facă? Să le șteargă păcatele și să le dea cu orice preț un nou început? Tocmai aceasta a făcut-o la calvar. A făcut-o. Asta a făcut. Le șterge păcatele și le dă un nou început. A făcut-o deja. Ce cere Dumnezeu să facă? Ce altceva cere Dumnezeu să le facă? Să ierte pur și simplu, ei nu vor să fie iertați. Ce cereți lui Dumnezeu să facă? Să-i lase în pace? Mă tem că tocmai asta face. Iadul este locul unde Dumnezeu te lasă în pace. Este locul în care Dumnezeu nu se manifestă în niciun fel. Este locul în care existența lui Dumnezeu cumva este absorbită afară și oamenii se vor mânca unii pe alții, pentru că ceea ce mai ține lumea aceasta într-un echilibru este Dumnezeu care ține încă hățurile în mâini și nu permite răului să explodeze. Iadul este locul unde Dumnezeu te lasă în pace. Dacă Dumnezeu te-ar constrânge să-l urmezi, s-ar înjosi pe sine. Așa că nu-i rămâne altceva de făcut decât să-ți respecte alegerea de a-l urma sau de a-l respinge. Aici se reduce totul. Există doar două categorii de oameni pe planeta noastră cei care îi spun lui Dumnezeu, facă-se voia ta și își pleacă, și pleacă genunchiul. Și a doua categorie, cei cărora Dumnezeu le spune, facă-se voia ta. Două categorii de oameni. Unii se pleacă în el lui Dumnezeu și spun, Doamne, facă-se voia ta. Și altă categorie, cărora Dumnezeu le spune, facă-se voia ta. Cred că putem trece la aplicația teologică următoare, judecata de apoi, foarte pe scurt, doar să punctăm câteva lucruri. Scriptura afirmă frecvent că va fi o judecată finală. Pavel spune grecilor din Atena că Dumnezeu, citez, poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta. Judecata de apoi am putea o defini în felul următor. Actul prin care atât iubirea cât și dreptatea lui Dumnezeu vor fi realizate în mod desăvârșit. Și am spus, judecata de apoi este și un act de iubire și un act de dreptate. Iubire față de cei care și-au plecat genunchiul înaintea lui și dreptate față de cei care au cerut, i-au cerut separarea, dispariția, plecarea lui Dumnezeu de lângă ei. În Dutea Sătoloniceni 1, de la 6 la 10, textul acesta cuprinde întreaga idee a judecății. Ascultați cum se îmbină iubirea, adică grija lui Dumnezeu față de ai lui și dreptatea față de cei ce îl resping. Ascultați textul Scripturii, citez. Fiindcă Dumnezeu găsește că este drept să dea întristare celor ce vă întristează și să vă dea odihnă atât vouă care sunteți întristați, cât și nouă la descoperirea Domnului Isus din cer cu îngerii puterii lui într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos. Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui când va veni în ziua aceea ca să fie proslăvit în Sfinții Săi și privit cu uimire în toți cei ce vor fi crezut. Judecata de apoi este actul lui Dumnezeu în care iubirea lui și dreptatea lui se manifestă în mod desăvârșit. Și acum, această judecată are câteva caracteristici, doar le punctăm. Natura judecății finale are următoarele caracteristici găsite în scriptură. 1. Necredincioșii vor fi judecați. Toți aceia care nu se ascund sub jertfa ispășitoare a lui Isus, toți cei care nu cred în el, cum spune Ioan 3 cu 16, toți aceia vor fi judecați. Apoi, credincioșii vor fi judecați, ni se spune în Scriptură, în 2 Corinteni 5 cu 11, ni se spune că toți credincioșii vor fi judecați, numai că judecata credincioșilor va fi una de evaluare și conferire a diferitelor măsuri de răsplată. Și credincioșii vor fi judecați ca să fie răsplătiți. Fiecare va primi răsplată pe măsura vieților. Apoi Scriptura ne mai învață că îngerii vor fi judecați. Petru și Iuda menționează că îngerii răzvrătiți au fost aruncați în adâncuri întunecoase ca să fie păstrați pentru judecată. Ni se spune în 2 Petru 2 cu 4 și Iuda 6. Apoi, judecata aceasta mai are un aspect. Judecătorul va fi Domnul Isus Hristos. Fapte 10 cu 42 spune foarte clar, Iisus Hristos este rânduit de Dumnezeu, judecătorul celor vii și a celor morți. Judecătorul va fi Domnul Iisus. Și 5. Un lucru foarte interesant legat de judecata de apoi. Credincioșii vor contribui la judecata lumii. Nu știu cum, dar textul ne spune foarte clar, 1 Corinteni 6, 2 și 3, nu știți că sfinții vor judeca lumea? Nu știți că noi vom judeca pe îngeri? Și când mă gândesc la o astfel de poziție, o astfel de responsabilitate ce voi avea cumva, îmi dau seama ce fel de sfinți trebuie să fie ăștia, ca Dumnezeu să ia în completul de judecată cumva. Mi se pare tulburător să știi că sfinții vor judeca lumea. Dacă eu să pot judeca lumea, ce fel de viață trebuie să am eu ca să mă calific, să dau un act de judecată? Așa că în final să nu piară și ce dacă să nu piară? Care este aplicația acestei doctrine pentru noi? Și ce dacă să nu piară? Cu ce mă afectează pe mine existența iadului și a judecății de apoi? Uitați-vă cu ce ne afectează. 1. Judecata de apoi satisface nevoia după dreptate. Și am mai vorbit despre lucrul acesta. Existența unei judecăți finale ne asigură că Dumnezeu ține o socoteală exactă. Împarte o judecată pe deplin dreaptă Și nimeni nu-i va putea contesta hotărârile Judecata finală și ce dacă? Stai liniștit Dumnezeu va îndrepta lucrurile strâmbe La toate nivelurile vieții tale Treci printr-o nedreptate? Ești distrus de nedreptățile ce ți se fac în acest moment al vieții? Doctrina judecății de apoi îți dă liniște. Va fi o îndreptare a lucrurilor. Dumnezeu ține socoteale exacte și dreptatea lui va fi deplină. Stau liniștit. Stau liniștit că nedreptățile ce mi s-au făcut vor fi îndreptate. Pentru că mă încred în caracterul lui Dumnezeu. Și ce dacă să nu piară, în al doilea rând, judecata de apoi motivează la iertarea celor ce ne fac rău? Ne poate împiedica judecata de apoi să răspundem cu rău la rău. Pentru că știm că va veni Dumnezeu să facă dreptate. Și ce dacă să nu piară? Judecata de apoi, doctrina judecății de apoi ne motivează la ascultare. Pentru credincioși, judecata finală este o motivație la credincioșie și fapte bune. Nu ca un mijloc de câștigare a mântuirii, ci pentru a câștiga o răsplată mai bună. Știind că va fi o judecată de apoi, ești motivat să străgi viața în curăție, în ascultare de Dumnezeu, pentru că vei fi răsplătit, pentru că vei fi în poziția de a judeca lumea și îngerii și trebuie să ai un anumit statut să o poți face de sfânt al lui Dumnezeu. Și ce dacă, în al patrulea rând, judecata de apoi motivează la împlinirea marii trimiteri? Adică deciziile, deciziile luate de om în această viață Știm că vor afecta destinul lor etern, așa că, știind că va fi o judecată de apoi, ar fi bine ca inimile noastre să simtă, iar gurile noastre să rostească vechea chemare a scripturii, Întoarceți-vă la Dumnezeu, singurul care poate salva. Știind că va fi o judecată de apoi, aceasta ar putea fi o motivare pentru noi să spunem și altora să scape de acea judecată de apoi. Pentru că Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului, ci să se întoarcă la el și să trăiască. Noe încerca să trăiască viața în ascultarea de creator într-o lume a descendenților lui Cain. În filmul Noa, chiar dacă filmul nu urmărește linia povestirii biblice, are câteva perspective foarte interesante și profunde. În filmul nou, Dumnezeu îi dă o viziune a judecății lumii prin potop de ape. Și Noe își vizitează bunicul Metusala, iar acolo viziunea este completată și pricepe un adevăr final copleșitor. i'm sham. i'm sham. my eldest. come closer. i see you. you're a lucky boy. i think you must have your mother's looks, not your father's. come tell me about yourself. so, what do you like most in the world? Berries. What? Berries. Ah, berries! Yes. What can compete with fresh ripe berries? Nothing. This has been so long; I can barely remember the taste of them. Uh, tell me, did you bring many? No. Oh, I'm craving them now. Oh well, perhaps one day. Must be tired. It's a long way up here. Yeah. Why not rest? Oh, perfect. What we need to discuss is not for boys. You know why I've come? Yes. Before he walked on, my father Enoch told me that one day, if man continued in his ways, the Creator would annihilate this world. So what I saw was true. All life blotted out because of what man has done. And not be averted. Noah, you must trust that he speaks in a way that you can understand. So you tell me, can this destruction be averted? No. No. He sent me here. Why send me if there's nothing I can do to stop it? Well, perhaps he simply sends you here to share a cup of tea with an old man. So, is that all you saw? The fires of destruction in this place? No. Not fire. Water. Water. Huh. <laughs> My father said it would be fire. I saw water. Death by water. I saw death. And I saw new life. There's something more, grandfather. Something I'm to do. I, nod. I just didn't see what it was. New life. Well, perhaps there is more for you to see. Did he not send you here to drink a cup of tea with an old man? The medicine always tastes bad. Well, fire consumes all. Water cleanses. It separates the foul from the pure, the wicked from the innocent, and that which sinks from that which rises. He destroys all, but only to start again. You sure? Yes. The storm cannot be stopped, but it can be survived. Scriptura face această paralelă între Noe și mântuire, între potop și judecata de apoi. Judecata finală nu poate fi oprită, dar i se poate supraviețui. Acesta este mesajul geana de lumină în mesajul sumbru de astăzi să nu piară. Judecata de apoi va fi o realitate istorică. Ea nu poate fi oprită, dar îi se poate supraviețui. Cum? Ne spune Ioan 3 cu 16, crezând în el. Va fi o înfățișare înaintea lui că ce este scris pe viața mea mă jur, zice Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea mea și orice limbă va da slavă lui Dumnezeu. Așa că fiecare din noi are să dea socoteala despre sine însuși lui Dumnezeu, spune Pavel în romani. Va fi o înfățișare înaintea lui. Aceasta nu poate fi oprită. Numai că înfățișarea aceasta va fi plină de bucurie pentru unii sau înfățișarea aceasta va fi plină de groază pentru alții. Împărații pământului, se spune în Apocalipsa, domnitorii, căp căpitanii oștilor, cei bogați și cei puternici, toți robi și toți oamenii slobozi s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților și ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce stă pe scaunul de domnie și de mânia mielului, că ce a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare, va fi o înfățișare înaintea lui. Înfățișarea va fi plină de bucurie, pentru aceia care și-au pus încrederea în Hristos. Sau va fi plină de groază pentru cei care l-au respins. Acesta este momentul când durerea pedepsei nu mai poate fi însoțită de fructul, de rodul pocăinței. Momentul acela de înfățișare înaintea lui, în acel moment pocăința nu mai poate da rod. Rugăciunile devin ineficiente și plânsul steril. Asta ne învață Scriptura pe fiecare din noi. Diferența dintre cele două categorii de oameni care vor pleca genunchiul cu bucurie sau cu groază o dă momentul, momentul în care dai verdictul cu privire la singurul lui fiu. Toți vom ajunge la același verdict, doar că unii prea târziu și fără putință de întoarcere. De aceea vreau să închei spunându-vă o veste bună și o veste rea. Vestea bună? Vestea bună este aceasta. În Hristos, această viață este maximum de iad ce îl poți experimenta vreodată. Vestea rea este următoarea. Despărțit de Hristos, această viață este maximul de rai ce -l vei experimenta vreodată. Dumnezeu face oferta, iar tu alegerea. <fie>